Alături de noi astăzi de 1 mai Băneliniu Nicoliță. Salut, Bănel! Ce face Steluța? Ce să fac? Bravo, Steau, am intrat din nou, tăticule, în cărți. Asta înseamnă forță, tată. Așa. Am venit la 3 puncte. A? Sperăm în continuare la campionatului. Da? Sperați că acolo să rămâneți la 3 puncte. Diseară să ne scoți și nouă un rezultat bun. Nu ne dați clasamentul, oameni buni, chiar acum. S-a sucit, Bănel, ce zice acum 2 etape? Suntem în cărți acum, forță. Acum e? Acum am plâns. Acum încolo să râd. Le-ați făcut la Olten, s-a ales praful de sărbătoare aia frumos. Asta înseamnă Steaua. Să strice sărbătorile. Și alții ne strică nouă. Da. Roberniță, salut, Robert, bine ai venit, da? Ne-ai lipsit, să știi. Mulțumesc. Unde ai dispărut? Puțin, am fost cu Steaua, că l-am văzut pe Bănel. Am văzut supărat pe Bănel și am să-i resuscitez un pic și pe băieți. Și Cobra Adrian Ilie, salut, Adi, și la fel bine ai venit. Ia zi, Bănele. Bănele, cum e, dar acum să spun ceva, n-ați meritat să câștigați ieri. N-am meritat, asta înseamnă o echipă mare. Da? Da. Chiar dacă am suferit foarte mult în cele 90 de minute, până la urmă, lucrurile mici au făcut diferența seara. Uh-huh. Da. Experiența și jocul s-a jucat atunci când Ivan ratează 11 metri. Uh-huh. Și am făcut 2-0.